Bună dimineața! Suntem la o nouă ediție a rubricii Azi Odată și vă invit să aruncăm o privire în trecutul zilei de 18 februarie. În 1395, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, a acordat privilegii comerciale negustorilor brașoveni. În 1546, moare Martin Luther, cunoscutul reformator religios german. Pastor și doctor în teologie, el a fost primul reformator protestant, ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice Luterane. Primele idei ale reformei protestante au fost enunțate de Martin Luther în 1517, în calitatea sa de preot catolic și profesor de exegeză la Universitatea din Wittenberg. Excomunicarea sa din Biserica Catolică a survenit în anul 1521. În 1563, Franța este zguduită de atentatul asupra ducelui de Ghis, cel mai înfocat nobil catolic ostil toleranței față de protestanți. François de Ghis, atins de un glonț, va muri 6 zile mai târziu. În 1564 moare Michelangelo Buonarroti, sculptor, pictor, arhitect și poet italian. În 1790 a apărut la Iași periodicul de limbă franceză Courrier de Moldavie, primul ziar tipărit pe teritoriul țării noastre. În 1854 a început construirea liniilor de telegraf electric București-Giurgiu, București-Ploiești-Brașov, Timișoara-Lugoș-Orșova, făcându-se astfel legătura între liniile telegrafice din Principate și cele din Transilvania. În 1929 a avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la Radiodifuziunea Română. În 1929, la Hollywood, California, au fost decernate primele trofee ale Academiei Americane de Film. În 1930 se descoperă cea de-a noua planetă a sistemului solar, Pluto. Dar începând cu anul 2006, Pluto nu mai este considerată planetă și o altă planetă este curtată ca fiind cea de-a noua planetă a sistemului nostru solar. În 1941, pentru a asigura ordinea tulburată de rebeliunea legionară din ianuarie 1941, generalul Ion Antonescu a inițiat o serie de decrete, printre care și decretul din 18 februarie 1941, prin care instituțiile și întreprinderile mai importante din țară au fost militarizate, indiferent dacă erau proprietate de stat sau privată. Astăzi, Gambia sărbătorește Ziua Națională, aniversarea proclamării independenței dobândite în 1965. În anul 2005, hăituirea și vânătoarea vulpilor, una din distracțiile preferate ale nobilimii, este interzisă în Anglia și Țara Galilor. Vulpile sunt menționate în Biblie în mai multe locuri. Mai întâi sunt menționate în Judecători, când Samson a legat câte două cozi a 300 de vulpi și a pus o torță la mijloc și le-a dat drumul printre grânele filistenilor. Apoi se vorbește despre ele în Neemia 4:3, când Tobia Amonitul i-a spus lui Sanbalat despre iudeii care reparau zidul Ierusalimului. Și chiar dacă zidesc, până și o vulpe, dacă se va sui pe el, le va putea dărâma zidul. În Matei 8:20, Iisus a răspuns unui cărturar care își dorea să-l urmeze pe învățător: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-o digni capul. În Biblie, vulpile sunt prezentate ca fiind inamicii bisericii, destructive în vii, ilustrative în cazul profeților și al persoanelor viclene și înșelătoare. Oricum ar fi ele prezentate, vulpile fac parte din creația lui Dumnezeu și noi trebuie să respectăm ceea ce Dumnezeu a creat. Sunt Rahela Petrescu și vă aștept mâine dimineață de la ora 7, 8 și 9 pe Live Channel TV pentru o nouă ediție a rubricii Azi Odată. Vă las acum în compania Consuelei. Să aveți o zi excelentă!